Nu aduce anul, ce aduce ceasul, interpreta Camelia Constantin Stoian cu o mare deschidere în abordarea diferitelor stiluri, de la clasic la cafe-concert, muzică ușoară românească veche sau nouă, muzică populară din toate zonele țării, muzică de petrecere și lăutărească, a debutat în zona scrisului cu o carte autobiografică. Evenimentul, la care au participat artiști, colegi de scenă, familia și numeroși cunoscuți, toți au acceptat invitația de a participa la această lansare de carte, dar și de a o aniversa pe artistă. Vreau să vă mulțumesc din suflet că ați venit astăzi. Sunt mare parte colegii de mei, muzicanți, prieteni, adevărat, și vă mulțumesc din suflet tuturor că ați venit astăzi. Vreau să mulțumesc, în primul rând, bunului Dumnezeu că mi-a dat șansa asta, ocazia, puterea de a scrie, de a șterne pe hârtie ce am simțit la momentul respectiv. Dar am împărtășit cu voi amintirile, câteva întâmplări. Asta e prima carte și dacă am greșit cu ceva, îmi cer iertare în carte. Vreau să spun că nu o să fie ultima, urmează și altele. Mi-am descoperit talentul, să zic așa, pentru beletristică. Vă iubesc, vă respect. Și vă mulțumesc încă o dată. Atmosferă de sărbătoare care a însemnat atât debutul literar, cât și revederea cu cei dragi. Poate fi că pătam daruri mai minunate, să eu, draga mea, n-am decât inima ca să-ți o dăruiesc. Ce spune ea? Peste ani și ani de zile poate că mă vei uita, dar să știi că întotdeauna, ca și azi îți voi cânta. Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine. Ți-am trimis ochii ca să-ți murmuri ei cât de mult te iubim. Suntem colegi de mulți ani, este o bună prietenă de-a mea și de-a noastră și de-a tuturor oamenilor de muzică din București, pentru că Camelia cântă de foarte mulți ani și cântă bine și face bine ceea ce face și mă bucur să fiu astăzi alături de ea la acest frumos eveniment. Un eveniment inedit pentru o doamnă a scenei românești, nu? Adică o lansare de carte, o trecere în alt registru. Sigur că da, sigur că da. E premieră pentru ea. Acum este și în calitate de scriitoare. Și chiar sunt foarte curios să citesc cartea, să văd, să-i descopăr secretele. De la maestrul Petri Căpană, la actorii Vali Rupiță și Alexandru Bindea, prietenii au înconjurat-o pe Camelia Constantin Stoian cu toată dragostea. Multitudinea florilor și bogatul colorit al acestora au fost o dovadă suplimentară de prețuire. În ceea ce scrie Camelia, ne-a făcut chiar o surpriză. Eu știam că ea cântă și o știu că ea cântă de foarte mulți ani, am cântat împreună foarte mulți ani și o cunosc foarte bine și ca om și ca artist. Dar ceea ce mi-a spus, mi-a zis că are lansarea, zic că ai făcut Infibări noi? Și că nu un disc, o carte și sunt sincer, sunt foarte curios să am această carte în mână, să o citesc, să văd ce gânduri a așternut pe hârtie, pentru că o știu capabilă și cu o gândire foarte dreaptă și justă. Spuneți-mi două, trei cuvinte despre atmosfera de aici, de la lansarea cărții. Prieteni, cunoștințe vechi? N-am ca bine să intru, că deja am început să salut oamenii. Prima dată am salutat-o pe Camelia, cum era normal, dar sunt mulți dintre prietenii pe care îi vedem aici, care am cântat împreună, care am mers la multe acțiuni împreună și de-aia mă gândesc că e o întâlnire de familie. Cu siguranță cea mai avizată voce cu privire la prezentarea cărții a fost cea a doamnei Luminița Velciu, veche prietenă îndrăgit realizator TV. Un dublu eveniment astăzi și chiar o premieră, aș putea să spun. Despre ce este vorba? Păi eu știu, cât știți și voi, că este ziua de naștere a prietenei mele, Camelia Stoian, pe care o iubesc de când am cunoscut-o, eu pe ea, și lansarea cărții ei, pe care încă n-am apucat să o văd, abia aștept să o ating, pentru că în cartea asta a Cameliei Stoian, cu siguranță,
este o bucățică din întâlnirea mea la emisiunile Primul Pas, în care ea a acceptat să vină, odată cu Jean, odată fără Jean, cântând muzica asta extraordinară și fără moarte pe care o iubim, de care adeseori uităm, dar atunci când ne aducem aminte ne face bine. Pentru că este muzica aceea fără moarte, în care ne regăsim ca identitate, ca trăire și suntem puternici când ascultăm muzica asta de cafe-concert, muzica lăutărească, muzica asta bună pe care o face Camelia cu tot sufletul ei. Așa că eu la evenimentul ăsta am venit. Voi unde ați venit? Dar tot aici. Vorbeam puțin mai devreme cu autoarea cărții și îmi spunea că emoțiile sunt duble față de momentul în care se urcă pe scenă și poate am reușit să decodificăm cumva acest lucru. Păi da, pentru că acolo este ea însă și în firescul meseriei ei și de obicei când muncești, te duci la muncă profi, profesional și nu știu dacă ai emoții, pui pricepere să-ți câștigi pâinea, iar aici este ceva despre lucrurile astea, cumva de deasupra. Camelia este un om extraordinar de modest. Eu am fost surprinsă plăcut că ea a avut îndrăzneala să facă asta pentru viața ei și o felicit din toată inima, pentru că asta rămâne până la urmă. Știi, muzica trece, lumea ne uită, câți artiști minunați sunt undeva zăcând în neuitare sau în uitarea unora care, din nebăgare de seamă, nu-i mai țin minte, dar o carte acolo despre ce ai făcut este mărturia pe care o pui prin puterea cuvântului scris. Și dacă ea face asta acum, sigur că este emoționată, pentru că este o altă formă de a se naște astăzi, chiar de ziua ei. E minunat că s-a gândit așa și eu sunt ușor luată prin surprindere, nu prea îmi văd capul de treburile mele, dar la așa ceva n-aveam cum să lipsesc, pentru că eu din 2009, când am ascultat-o cântând prima oară pe Camelia în Pescăruș, am avut despre ea percepția că mă găsesc în prezența unui artist care are foarte multe carate, dar zace din nebăgare de seamă undeva într-un nisip care l-acoperă pe nedrept. Din momentul acela m-am rugat de ea să mă lase să o ajut să iasă la lumină. Mi-a luat ceva timp, tocmai pentru că ea este o profesionistă și o riguroasă și n-a vrut să se arate din prima secundă, dar am fost foarte fericită atunci când a sunat și a spus: sunt pregătită, vin. Deci asta e Camelia Stoian, este o bucurie de om. Am lăsat-o la sfârșitul evenimentului pe sărbătorită să ne facă câteva mărturisiri de suflet despre cartea O viață închinată muzicii. Este ziua mea de naștere și în același timp am lansare de carte, o carte scrisă în timpul pandemiei, așa pur și simplu mi-a venit să scriu și m-am apucat de scris. Nu este foarte mare. Este un început, este prima mea carte. Deci debutul. Debutul, da. După o viață în slujba muzicii, acum ați mers către o altă artă, da? Dumnezeu a făcut în așa fel să am această inspirație și să mă apuc să scriu. Este o carte autobiografică, da? Exact. Este prima, cum am spus, urmează și o alta și poate și de poezii, pentru că îmi place să scriu. Muzica n-am lăsat-o și nu o voi lăsa niciodată. În carte este vorba despre viața mea, despre cum am început să cânt, copilăria mea și eu cred că pentru toată lumea viața fiecăruia este un roman. Așa am considerat și eu și am zis să rămână ceva și în urma mea în timp. O să vă adresez o întrebare neconvențională. Spuneți-mi dacă emoțiile acum sunt mai mari decât atunci când urcați pe scenă. Acum da. Sunt mai mari. Când urc pe scenă și când sunt obișnuită cu publicul, sunt obișnuită cu lumea, dar acum sunt mai mari pentru că sunt două evenimente într-unul și am emoții, normal. Doamne ajută să iasă bine și să fie un eveniment așa cum vă doriți. Doamne ajută și eu vă mulțumesc încă o dată din suflet pentru că îmi sunteți alături și domnului Vali Rupiță îi mulțumesc din suflet și să dea Dumnezeu să ne întâlnim numai la evenimente frumoase. Cine să trăiască, la mulți ani.